Dragi locuitori ai municipiului Dorohoi, minunați botoșeneni, iubiții mei moldoveni, români vrednici. România, trezește-te! Trezește-te! Acum ori niciodată a sosit timpul schimbării. Acum ori niciodată trebuie să ne revendicăm ceea ce deja este al nostru. Pământurile noastre care sunt și trebuie să rămână ale noastre. Resursele noastre care sunt și trebuie să rămână ale noastre. Banii românilor care trebuie reinvestiți aici, înapoi, acasă. Haideți împreună să facem acest zid, în jurul Partidului Aur. Haideți împreună să înțelegem că a sosit momentul să nu mai fim nici câinii frumoși de poșetă ferchezuiți ai Europei, deși suntem în Uniunea Europeană și ne dorim să rămânem în Uniunea Europeană, dar ca cetățeni cu drepturi depline. Nu dorim să fim nici câinii abandonați, nu dorim să fim nici câini în lanțuri, pentru că noi suntem și vom rămâne, fiecare dintre noi, lupii dacilor la porțile cetății, lupii dacilor la porțile, la granițele României mari. Alături de mine astăzi sunt trei alți candidați aur pentru alegerile europarlamentare și nu voi continua eu pentru că am tendința să vorbesc prea mult și mă iertați, se vor prezenta singuri. Atât vreau să mai spun astăzi. Singura alternativă, România, România, spun încă o dată, trezește-te, este Partidul Aur, pentru că un vot pentru Aur înseamnă, de fapt, un vot pentru valori conservatoare, dar înseamnă un vot pentru progres, înseamnă un vot pentru bunăstare, un vot dat familiei tradiționale, un vot pentru o națiune puternică și demnă, un vot pentru libertate și nu în ultimul rând, un vot pentru credință. Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Doar împreună, dragi locuitori ai orașului Dorohoi, doar împreună, dragi români, vom reuși, împreună vom reconstrui România puternică, România tuturor românilor, România românilor de aici, din Moldova, România românilor de peste Prut, România românilor din diaspora, România mare, căci România n-a avut granițe la Prut. Și mulțumesc prietenilor mei de aici, de la dumneavoastră, din Dorohoi și în primul rând vreau să mulțumesc minunatei doamne Aurelia Frumuzache, care este și din Dorohoi și de peste Prut, din România Mare, și sfinției sale preotul Sebastian Adam, de aici din Dorohoi. Mulțumesc! Bună ziua, dragi oameni buni din Dorohoi! Sunt Veronica Grosu, sunt suceveancă, sunt profesor universitar, doctor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și mă aflu astăzi în prezența dumneavoastră pentru a exprima doar un mic motiv pentru care dorim să reprezentăm Alianța pentru Unirea Românilor în Parlamentul European. Vrem în Parlamentul European pentru că vrem să facem glasul românilor cunoscut, vrem să le amintim că suntem partea Europei creștine, că suntem cetățeni cu drepturi depline și nu cetățeni de rangul 2. Noi nu suntem Europa second hand. Noi suntem români și vrem să fim recunoscuți în Parlamentul European, pentru că mă uit în jurul meu și încă văd bătrâni care au o pensie de 2 lei, care își cară necazul și grija zilei de azi și de mâine, o pensie care abia le ajută să-și asigură hrana zilnică, pensii care, pentru care, pensionari pentru care medicamentele au devenit un lux, ca să nu mai spun că stațiune de tratament sau o vacanță este deja de domeniul science fiction. Vrem în Parlamentul European pentru că ne-a săturat de politici reduse împotriva noastră. Vrem politici care să fie făcute pentru oameni. Trăim astăzi într-o țară în care prețurile cresc cu 100-200% și nouă ni se raportează o rată a inflației de 16%, salariile și pensiile rămân încă neactualizate. Da, dragi oameni din Dorohoi, dragi botoșeneni,
Vrem în Parlamentul European pentru că vrem să fiți alături de noi, vrem să fiți alături de noi de cauza noastră, de crezul nostru, să fiți alături de noi din convingere, din dragoste și din inimă curată. Așa să ne ajute Dumnezeu. Bună dimineața! Da, suntem extrem de onorați să fim astăzi la Dorohoi cu dumneavoastră aici și să vă împărtășim proiectele noastre. Pentru că vorbim de momente de reconstrucție ale țării noastre. Iar acestea vor deveni posibile de pe 9 iunie 2024. Eu sunt Silviu Gurlui, sunt profesor universitar doctor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Deopotrivă cunosc îndeaproape problemele românilor din mediul rural, pentru că sunt din satul Hepioara de Jos, din Comuna Traian, din Bacău, de acolo unde este mama mea. Cunosc extrem de bine. Eu știu foarte bine cum au ajuns satele în momentul de față, descoperite, câți bătrâni au rămas neajutorați. Nu au posibilități de a-și cultiva pământul sau de a-l îngriji, nu au servicii medicale, nu au servicii de ajutor, de niciun fel, mare parte dintre ei. Pentru că copiilor, cei mai mulți sunt plecați peste hotare, pentru că nu au avut șansa, noi nu le-am putut oferi o șansă aici să lucreze și să stea alături de părinților și să-și valorifice capacitatea lor. Vorbesc deopotrivă și de cei care sunt talente, oameni care au demonstrat și au o forță atât de mare în lume, cei care le-au adus, nu-i așa, medalii de aur la nivel mondial, care au venit cu premii la Olimpiade Internaționale, la saloanele de inventică, cei care acum, români sunt, profesori, cercetători, care s-au format aici, în România, și conduc mari universități sau centre de cercetare peste tot în lume, dovadă că am avut și avem resurse foarte mari. Suntem altfel catalogați ca și exportatori de materie cenușie și atâtea resurse pe care le avem noi aici, dar știm noi asta. Mereu ne lovim și ne luptăm cu morile de vânt. Nu suntem eficienți, nu știm să ne organizăm. Și a venit un moment, probabil că este unul, unicul, pentru că așa cum am văzut în toată țara, acesta este mesajul pe care noi îl primim, fie de pe stradă, fie din piață, fie din zonele unde oamenii ne abordează. Anul 2024 ar putea fi un an decisiv. Unii spun chiar a apăsat ultimul trend pentru România, pentru a putea să reconstruim țara, pentru a putea reclădi țara și pentru a întoarce înapoi valorile României aici, pentru ca aceste valori să lucreze pentru România. Iar noi aici de față, parte dintre noi, suntem oameni cu o carieră profesională dovedită în țară și peste tot în lume. Oameni care au lăsat și sunt vectori de imagine. Oameni care au proiecte importante făcute și care pot dovedi, au o garanție în spate că pot să reprezinte România în Parlamentul European cu cinste, cu demnitate și cu forță. Forța care ne lipsește până acum. Vă doresc numai bine și să fiți alături de noi. Permiteți-mi o mică intervenție, pentru că urmează colega noastră Elena Dobăș, care vine din celălalt capăt al țării, tocmai din Tulcea, însă pe jumătate moldoveancă din partea tatălui. Colega noastră astăzi trebuia să fie în locul ei natal, pentru că astăzi este ziua Dobrogei, motiv pentru care dorim să-i mulțumim și să o aplaudăm că și-a sacrificat și este alături de noi. Mulțumim, Elena! Bună dimineața, Dorohoi! Bună dimineața, dragi bucovineni! Mulțumesc din suflet, Veronica, pentru prezentare, însă vă spun un secret. Nu este un sacrificiu, ci este o bucurie mare. Este o bucurie mare să urez la mulți ani Dobrogei, de aici, din frumoasa Bucovina. Pe cale de consecință, dragii mei dragi, iubiți români, vă îndemn să consultați această listă. Sunt 42 de oameni binecuvântați, de oameni care au demnitate, care știu ce au de făcut și a căror misiune este să reprezinte cu demnitate România în Europa. Vă rog să mergeți în casele dumneavoastră
și să transmiteți patru mari valori: credință, națiune, familie și libertate. La mulți ani, Dobrogea, de aici, din Bucovina. Vă mulțumesc!